Potrivit legii, anvelarea blocurilor construite până în anul 1990 se face cu finanțare din fonduri guvernamentale și europene. Cu toate acestea, legea privind programul de reabilitare a suferit câteva modificări, prin care, la momentul actual, beneficiază de această finanțare doar blocurile de locuință din municipiile reședință de județ. Fondurile se aplică imobilelor construite începând cu 1950 și în care locuiesc persoane cu un venit mediu pe membru de familie mai mic decât minimul pe economie. Deocamdată însă n-am făcut decât primii pași. Din păcate, pentru acest an avem o problemă foarte mare. S-a schimbat legea privind reabilitarea blocurilor un pic și ne dezavantajează. Adică prioritate la finanțările externe au municipiile reședințe de județ și aceasta ne dezavantajează un pic. Dar noi nu ne oprim, întrucât putem găsi și în altă parte astfel de finanțări. Deși schimbările legii cu privire la anvelopare exclud finanțarea în cazul blocurilor de locuințe din Cernavodă, primăria orașului va încerca să obțină fonduri și din alte surse. Am început documentația pentru reabilitarea tehnică a blocurilor, documentație care înseamnă studiu de fezabilitate, dar înseamnă ceva bani. Unul din proiectele inițiate de primarul Gheorghe Hânsă, încă din prima ședință de Consiliul Local, privește anvaloparea. Condiția prin care acest proiect urmează să fie demarat este aceea ca pentru blocurile vizate să existe asociații de proprietari.